arșița unei nopți de vară. De Ray Bradbury Era o seară fierbinte de vară în inima orășelului izolat, dăruit cu un râu, o pădure și o râpă. Trotoarele dogoreau încă după zăpușala zilei. Magazinele se închideau și străzile se întunecau. Vedei două luni, una formată de cadranul luminos al orologiului de la tribunalul negru și solemn și alta, cea adevărată, de culoarea vaniliei, care urca încet pe firmamentul albastru închis. În Dragstor, ventilatoarele băzeau și la umbra marchizelor rococo, erau așezați oameni invizibili. Copiii se jucau pe șoseaua pietruită, pe care soarele își arunca razele crepusculare de purpură. Ușile scârțâiau și se închideau cu un zgomot sec. Iarba și pomii strigau de căldură. Singură, Lavinia Nebs era instalată pe peronul din fața casei. La 37 de ani, era încă foarte dreaptă și foarte suplă. Din când în când, sorbea din paharul de limonadă pe care îl ținea între degetele ei albe. Aștepta. Iată-mă, Lavinia! Lavinia se întoarse. O văzu pe Francine în mijlocul rondurilor de cărciumăreste și de arbori tropicali care îmi mirezmau apusul. Toată în alb, Părea o tânără fată, deși avea 35 de ani. Domnișoara Lavinia Nebs se ridică, încuie ușa cu cheia și își lăsă paharul gol pe marginea terasei. Ce seară frumoasă de mers la cinema! Unde vă duceți duduilor? strigă bunica Hanson, instalată în fața casei pe cealaltă parte a străzii. Îi răspunseră de dincolo de marea de tenebre care le despărțea. La cinematograful elit să-l vedem pe Harold Lloyd. Întrăiască pericolul. Ei bine, într-o asemenea noapte n-aș merge cu voi, suspină bunica Hanson. Mai ales cu vagabondul care strangulează femeile. Eu mă încui și îmi scot și pușca. Bătrâna a trântit ușa și s-a auzit cheia ambroască. Cele două femei au pornit. Lavinia simțea suflul arzător al nopții de vară care emana din trotuar ca dintr-un cuptor încins. Sub pași, Asfaltul crăpa asemenea cojii de pâine prea coaptă. Căldura se ridica pe picioare, se insinua pe sub fuste. Lavinia, crezi tot ce se spune despre vagabond? Știi și tu ce mult le place femeilor să-și dea drumul la gură. Și totuși, Hetty McDolis a fost omorâtă acum o lună, Roberta Ferry, cu două luni în urmă, și acum a dispărut Eliza Ramsel. Pariez că Hetty McDollis a fugit cu un comis voiajor. Bine, dar celelalte? Care au fost strangulate? Patru femei. Se spune că le-au găsit cu fața vânătă și limba ieșită din gură. Sosiseră la marginea râpei care tăia orașul în două. În spatele lor se aflau casele luminate și de departe se auzea muzica aparatelor de radio. În fața lor, o groapă adâncă, umedă, înnecată în întuneric. Poate că ar fi mai bine să nu mergem la cinema, a spus Francine e în stare să ne urmărească și să ne omoare. Nu-mi place râpa asta. Uite ce întunecată este și ce ciudat miroase. Și ea ascultă. Din fundul râpei, în care stagnau cețuri misterioase și fetide, se ridica un băzit de muște și de țânțari. În orice caz, nu eu am să fiu victima, a reluat Francine. Pentru că nu eu am să trec prin râpa asta groaznică la noapte. Tu ai să fii aceea la vinia. Ai să cobori treptele care duc la podețul acela șubred și ai să mergi pe el până ajungi pe partea cealaltă. Și poate că omul o să fie ascuns după un copac și o să te pândească. Nu m-aș duce nici moartă la biserică astăzi, dacă ar fi trebuit să trec singură prin râpa asta. Fie și în plină zi. Prostii, spuse la vinea nebs. Tu ai să fii cea care singură pe cărare ai să-ți auzi zgomotul pașilor. Nu eu. Și pe urmă vor fi și umbrele. Lavinia, cum poți tu să suporți singurătatea și să trăiești izolată în casa aceea? Fetelor bătrâne le place să trăiască singure, spuse Lavinia. Apoi arătă spre o potecuță întunecată și dogoritoare. Să o luăm pe scurtătură. Mi-e frică. E încă de vreme, vagabondul iese ceva mai târziu. Lavinia, rece ca gheața, își luă prietena de braț și o antrenă spre poteca întortocheată de unde se auzeau greierii, broaștele și țânțarii. Să fugim, găfâi Francin. Nu. Dacă Lavinia n-ar fi întors capul în clipa aceea, n-ar fi văzut nimic. Dar a întors capul și atunci a văzut. Francin s-a uitat și ea și a trebuit să vadă. Au rămas nemișcate pe cărare, necrezându-și ochilor. În noaptea adâncă, în mijlocul unui pâlc de copăcei, pe jumătate ascunsă, dar culcată astfel încât ai putea crede că voia să se bucure de blânda lumina a stelelor, se afla Eliza Ramsel. Francine urlă. Femeia zăcea pe pământ ca și cum ar fi plutit pe apă. Luna îi pusese pete argintii pe obraz, ochii îi erau ca de marmură albă, limba îi era înțepenită între buze. Lavinia simțit că râpa se învârtește cu ea ca atunci când te dai în lanțuri. Francine gâfâia, se sufoca. Trecu mult timp până când Lavinia se auzi vorbind. Trebuie să anunțăm poliția. Ține-mă, Lavinia, te rog, susține-mă, mi-e frig. De iarna trecută încoace, nu mi-a fost niciodată atât de frig. Lavinia o susținea pe Francine, iar polițiștii se răspândiseră în toată râpa. Se aprindeau lanterne, vocile se amestecau. Se făcuse aproape opt și jumătate. Am nevoie de jachetă, ca în decembrie, spuse Francine, care își închisese ochii și își lipise fața de umărul Laviniei. Polițistul a spus, Acum puteți pleca, domnișoarelor. Am să vă rog să treceți mâine pe la comisariat pentru informații suplimentare." Lavinia și Francin se depărtare de polițiști și de corpul întins pe iarba râpei, pudic acoperit cu un cearșaf. Lavinia simțea că îi bate inima. Îi era frig și ei, ca în luna februarie. Avea senzația că niște fulgișori de zăpadă îi se lipeau de piele și că în bătaia lunii, degetele ei lungi și subțiri, erau galbene ca ceara. Își aminti că ea fusese cea care răspunsese la toate întrebările în timp ce franțin plângea în hohote. Se auzi vocea unui polițist. Vreți să fiți însoțite, domnișoarelor? Nu, nu este cazul, a răspuns Lavinia. Și ele își continuară drumul. Nu pot să-mi amintesc nimic în momentul acesta. Gândia. Nu pot nici măcar să-mi amintesc cum arăta, întinsă pe jos, cum era. Nici nu pot să cred că s-a întâmplat. Am început să-și uit. Mă forțez să uit. N-am văzut niciodată un mort, a zis La Lavinia se uită la ceas. Nu e decât opt și jumătate. Trecem să o luăm pe Helen și ne ducem la cinema. La cinema, Bineînțeles, asta este ce ne trebuie. Lavinia, ce-ți trece prin cap? Trebuie să uităm, nu servește la nimic să-ți aduce aminte. Dar Eliza acolo și noi... Avem nevoie să râdem. O să mergem la cinema ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar Eliza a fost prietena ta, a mea. Nu putem face nimic pentru ea. Pentru noi trebuie să facem ceva. Insist, n-am de gând să mă duc acasă și să bocesc. Nu vreau să mă gândesc la asta. Mă ocup de orice, dar nu de asta. Începură să urce pe o cărare pietroasă prin întuneric. Au auzit voci și s-au oprit. Mai jos, lângă apele învolburate, o voce murmură. Sunt vagabondul. Ucid oameni. Și eu sunt Eliza Ramsel. Priviți-mă, sunt moartă. Uitați-vă la limba care mi iese din gură. Francine strigă. Scârboșilor, copii răi ce sunteți, duceți-vă acasă, ieșiți din râpă, mă auziți? Duceți-vă acasă! Copiii și-au lăsat joaca și-au luat-o la fugă. Râsul lor se stingea în noapte, în timp ce se întorceau către căldura orașului. Francine început din nou să plângă și își continuă drumul. Credeam că nu o să mai sosiți niciodată duduilor, exclamă Helen Greer, coborând treptele verandei sale. N-ați întârziat decât cu un ceas, vă dați seama. Noi începu Francine. Lavinia o ciupit de braț. Toți am avut un șoc. Eliza Ramsel a fost găsită moartă în râpă. Helen sughiță. Cine a descoperit-o? Nu știm nimic. Cele trei femei rămaseră nemișcate, uitându-se una la cealaltă în frumoasa noapte de vară. Sunt hotărâtă să mă încui în casă, spuse în sfârșit Helen. Dar până la urmă se duse să șea jacheta și în lipsa ei Francine murmură cu o voce crispată. De ce nu ai spus? La ce bun sotul tulbur, Mâine are tot timpul să afle, replică Lavinia. Cele trei femei o luară pe strada mărginită de copaci întunecați. În acel oraș, în care ușile se trânteau și fiecare se încuia bine, blocând ferestrele, trăgând obloanele, stingând luminile. Simțeau că erau privite pe după perdelele trase. Ce ciudat se gândea la vinia Nebs. În seara asta copiii ar trebui să alerge în voie și să se îndoape cu înghețată. Când colo, îi închide în casă cu toate ușile și ferestrele zăvorâte. Mingile de baseball zac pe peluzele pe unde nimeni nu mai calcă. Un șotron desenat cu creta stă degeaba pe trotuarul care dogorește încă. Suntem nebune să umblăm pe afară într-o asemenea noapte, spuse Helen. Strangulatorul nu va ucide trei femei deodată răspunse Lavinia. Faptul că suntem trei ne va salva. În plus, e mult prea devreme. Crimele se produc doar o dată pe lună. Trecu o umbră. O siluetă nedefinită. Ca și cum ar fi fost lovite, cele trei femei începură să urle. V-am păcălit strajnic! De după un copac, apăru un bărbat în bătaia luminii. Începu să râdă. Sunt vagabondul! Tom Dillon! Tom, a spus Lavinia. Dacă mai faci vreodată o glumă atât de proastă, îți urez să fii ciuruit de gloanțe din greșeală. Francin se puse pe plâns. Lui Tom Dillon îi pieri surâsul. Îmi pare foarte rău. Știi ce s-a întâmplat cu Eliza Ramsel? Interveni Lavinia. A murit și dumneata te distrezi sperind femeile. Ar trebui să-ți fie rușine. Nu mai vorbim niciodată cu dumneata. A vrut să le urmeze, Stați unde sunteți, domnule vagabond, și speriați-vă singur, a spus Lavinia. Duceți-vă să vedeți fața moartei și o să-mi spuneți dacă vi se pare amuzant. Le conduse pe celelalte două pe strada luminată de stele, Francin era tot cu batista pe obraz. Francin, o imploră Helen, nu era decât o glumă, de ce o fi plângând atât de tare? Mai bine să-ți spun, Helen, pe Eliza, noi am descoperit-o. Și nu a fost un spectacol plăcut. Facem tot ce putem să uităm. De aceea ne ducem la cinema. Nu mai vrem să vorbim despre asta. Nu mai suportăm. Pregătește banii de bilet că ne apropiem. În Dragstor, niște ventilatoare mari cu pale de lemn, învârteau aerul greu, încărcat de mirosuri de limonadă și de whisky, care ajungeau până în stradă. De 10 cenți pastile cu mentă, spuse la vinia vânzătorului. Fața acestuia era palidă și trasă, ca fețele tuturor celor pe care le întâlniseră pe străzile jumătate goale. O să le mâncăm la cinema, explică ea vânzătorului, care punea bomboanele într-o pungă de hârtie. Arătați foarte bine în seara asta, spuse el. Erați atât de proaspătă, domnișoară Lavinia, la ora 12 când ați venit să cumpărați bomboane de ciocolată și atât de drăguță încât cineva s-a interesat de dumneavoastră. Zău, ce spui? Deveniți celebră, un bărbat care stătea la bar s-a uitat când ați ieșit și mi-a spus, ia spunem cine este. În timp ce vorbea, mai punea pastile de mentă în pungă. Era un bărbat într-un costum de culoare închisă, cu fața slabă și palidă. Asta e bună, este la vinea Nebs, cea mai drăguță fată din oraș, am răspuns eu. E frumoasă, zice el. Unde stă? În clipa aceea, vânzătorul se opri și întoarse capul jenat. Doar nu i-ai fi dat adresa, gemu Francine. Vai de mine, sper că nu i-ai dat-o. Vai de mine! Cum să vă spun, nu mi-am dat seama. I-am spus, locuiește undeva în Park Street, știi dumneata, lângă râpă. Nu mi-am dat seama atunci. Dar acum, în seara asta, când s-a găsit cadavrul, acum o clipă am aflat și eu și mi-am spus, ce ai făcut? I-a întins punga plină. Idiotule! urlă Francine și ochii se umplură de lacrimi. Îmi pare foarte rău, dar poate că nu se întâmplă nimic. Ce vorbești? zise Francin. Lavinia stătea nemișcată sub privirea fixă a celorlalți. N-ar fi fost în stare să spună ce simțea. De fapt, nu simțea nimic decât poate niște ușoare furnicături nervoase în gât. Întinse banii mașinal. Bomboanele de mentă sunt cadoul meu, Vânzătorul lăsă capul în jos și început să-și facă de lucru cu niște hârtii. Ei bine, știu ce o să facem și asta chiar acum, a spus Helen ieșind din magazin. Ne întoarcem direct acasă, n-am niciun chef să iau parte la vânătoarea bărbatului ăluia, unde vânatul o să fii tu, dragă Lavinia. Pentru că bărbatul de tine s-a interesat, deci tu ești următoarea victimă. Vrei să fii găsită moartă în râpă? Aș, era un bărbat ca toți bărbații, spuse Lavinia șoptit. Tom Dillon este și el bărbat ca toți bărbații. Urmăritorul poate fi chiar el. Cred că toate trei suntem sleite, spuse la vinea cu înțelepciune. Eu vreau să mă duc la cinema. Dacă trebuie să fiu viitoarea victimă, cu atât mai rău. O femeie are atât de puține motive să iubească viața, mai ales o fată bătrână ca mine, de 37 de ani. Așa că, dacă nu vă supărați, lăsați-mă să mă distrez. Doar am destulă minte, mi se pare rațional să cred că nu poate ieși în seara asta, imediat după asasinatul Elizei. Peste o lună nu zic nu. Atunci poliția o să-și slăbească supravegherea și pe el o să-l apuce pofta să mai ucidă o dată. Știți, trebuie să ai poftă ca să ucizi un om, cel puțin pentru genul ăsta de asasini. Pentru moment se odihnește. Oricum, n-am deloc intenția să stau singură acasă și să fierb în suc propriu. Dar nu-ți amintești de fața Elizei zăcând în râpă? Nu m-am uitat la ea decât odată. N-am privit-o cu Vă rog să mă credeți. Sunt în stare să văd un lucru și după aceea să-mi impun gândul că nu l-am văzut niciodată. Acum puteți să vă dați seama cât sunt de tare. Și oricum, discuția asta e caragioasă pentru că eu nu sunt fata aia drăguță. la vinia. Ești drăguță. Ești cea mai drăguță fată din oraș acum când Eliza... Francine se opri brusc, apoi continuă. Dacă ai fi fost mai puțin distantă, te-ai fi măritat de mult. Nu te miurlăi, Francine. Uite că am ajuns la cinema. Helen și cu tine n-aveți decât să vă întoarceți acasă. Eu am să mă duc singură la cinema și am să mă întorc acasă tot singură. La vine aici nebună. Nu să te părăsim aici. Discutară câteva minute. Helen dădu să plece, apoi se întoarse când o văzu pe Lavinia că scoate banii să plătească biletul. Helen și Francin intrară după ea în sală. Prima parte a spectacolului se terminase. În cinematograful slab luminat, în care plutea un miros de vopsea, directorul se urcă pe scenă și anunță în fața perdelelor uzate de catifea roșie. Poliția ne-a cerut să închidem de vreme în seara asta, deci toată lumea va putea să se întoarcă acasă la o oră convenabilă. Nu să mai dăm filmele scurte, vom proiecta direct lungmetrajul. Spectacolul se termină la ora 11. Vă sfătuim să vă duceți direct acasă, să nu vă mai opriți pe drum. Nu dispunem de prea mulți polițiști și cei câțiva agenți pe care îi avem vor fi în post pe diferite străzi. Discursul ăsta e pentru noi, Lavinia. Pentru noi. Lavinia simți că cele două fete se lipesc de ea. În întuneric, cuvintele trăiască pericolul, se aprinseră pe ecran. Lavinia, murmură Helen. Ce s-a întâmplat? Când am intrat în sală, un bărbat îmbrăcat într-un costum de culoare închisă a traversat strada după noi. E aici el. S-a așezat în spatele nostru. Mai termină Helen. Acum este exact în spatele nostru. Lavinia privea ecranul. Helen se întoarse încet ca să se uite pe furiș în spate. Am să-l chem pe director. Urlă ea sărind în picioare. Opriți proiecția! Aprindeți lumina! Helen, stai jos, îi zise Lavinia și închise ochii. Și-au pus cana goală pe masă și fiecare dintre ele avea o mustață de cacao pe buza de jos. Au început să râdă și s-au șters cu limba. Vă dați seama cât de stupidă a fost scena asta? A spus Lavinia. Tot scandalul ăsta degeaba tare mi-a fost rușine. Orologiul cofetăriei arăta 11 și 25 ieșiră de la cinema râzând și distrându-se. Până și Helen făcea haz de purtare ei. Lavinia a spus. Când ai fugit prin mijlocul sălii strigând lumina, am crezut că o să mor. Bietul băiat. Era fratele directorului. Mi-am cerut scuze, spuse Helen. Ai văzut ce face panica? Ventilatoarele mari se învârteau împrospătând aerul cald al nopții și răspândind mirosuri de vanilie, smeură, mentă și dezinfectant. N-ar fi trebuit să ne oprim aici. Poliția a spus... Dă-o naibii de poliție, râse Lavinia. Nu mi-e frică de nimic. Vagabondul e la milioane de kilometri. Nu se întoarce el decât peste câteva săptămâni. O să-l aresteze poliția, ai să vezi. Filmul a fost grozav, nu-i așa? Străzile erau curate și pustii. Nici o mașină, nici un camion, nici o ființă omenească. Luminile strălucitoare din vitrinele magazinelor lăstau să se vadă manechinele de ceară. Ochii lor goi le urmăriră pe cele trei femei care mergeau pe stradă. Crezi că ar face ceva dacă am striga?" Cine?" Manechinele, astea din vitrine." Vai, Francin. Ei?" Erau mii de oameni în vitrine, oameni țepeni și tăcuți și numai trei persoane mergeau prin oraș, trei persoane ale căror pași răsunau ca niște împușcături atunci când tocurile loveau pavajul. O firmă roșie cu neon clipea și băzea ca o insectă în agonie. Cele trei o depășiră. Albă și caldă, aleia cea lungă se ivi în fața lor. Copaci înalți, ușor legănați de vânt, stăteau de strajă de o parte și de alta încadrându-le. Mai întâi o să te conducem pe tine, Francin. Ba nu, eu am să vă conduc. Nu fi caragioasă, tu locuiești cel mai aproape. Dacă mă conduceți acasă, la întoarcere o să trebuiască să traversați râpa singure. Dacă vă atinge o frunză, o să muriți pe loc. Francin a spus. Pot să rămân noaptea la tine, pentru că tu ești cea mai drăguță. Nu. Păreau trei forme îmbrăcate, Plutind deasupra unei mări albite de lună. Lavinia, care vedea copacii întunecați, defilând la dreapta și la stânga, și care auzea vocile prietenelor sale fără să le asculte, avea impresia că noaptea se grăbește. Înaintau încet și, în același timp, păreau că aleargă. Toate obiectele aveau culoarea unei zăpezi arzătoare. Să cântăm, a spus Lavinia începură să cânte încet, liniștit, ținându-se de braț fără să se uite în urmă. Sub pașii lor, trotuarul se mișca, se mișca răcindu-se. Ascultați, spuse Lavinia. Ascultară noaptea de vară, greierii, sunetul îndepărtat al orologiului de la tribunal, care bătea 12 fără un sfert. Ascultați! Ușa unei verande scârții în întuneric. Domnul Terle stătea tăcut și singur în fața casei, fumându-și ultima țigară de foi. Ele îi izăriră licărirea, care se ivea când la dreapta, când la stânga. Luminile se stingeau unele după altele. Acum toate erau stinse. Ale caselor mici, ale caselor mari, ale lumânărilor, ale lămpilor, ale verandelor. Și totul părea închis între ziduri de bronz, de fier și de oțel. Totul, gândi Lavinia, este asamblat, pus în ladă, aranjat. Își închipuia oamenii culcați în paturile lor, luminați de razele lunii. Toate suflările se amestecau în noaptea de vară. Fiecare se simțea probabil în siguranță. Și noi, gândia, iată că ascultăm zgomotul pașilor noștri singuratici, răsunând pe trotoarele care păstrează încă soarele după amiezii. Deasupra noastră, lampadarele străzii agită milioane de umbre fantastice care ne reflectă pe șosea. Ai ajuns acasă, Francine. Noapte bună. Lavinia, Helen, rămâneți la mine noaptea asta. E târziu. E aproape 12. Doamna Murdoc are o cameră în plus. Am să vă pregătesc o ceașcă de cacao caldă și o să ne distrăm minunat. Nu mulțumesc, spuse Lavinia. Și Francine se puse iarăși pe plâns. Te rog, Francine, nu începe iar, spuse Lavinia. Nu vreau să vă văd moarte, hohoti Francin cu obrajii plini de lacrimi. Sunteți atât de frumoase și atât de drăguțe cu mine. Vreau să trăiți, vă implor. Francin, nu mi-am dat seama că ai fost chiar atât de impresionată. Îți promit că te sunt cum ajung acasă. Sigur? Sigur, și am să-ți spun și că am ajuns cu bine. Mâine o să mergem la iarbă verde în parc. Vrei? O să mâncăm semișuri cu șuncă pregătite de mine. Ce zici de asta? Ai să vezi, sunt o ființă nemuritoare. Ai să-mi telefonezi? Păi nu ți-am promis. Noapte bună. Francine a dispărut într-o clipă și a încuiat ușa de două ori. Acum, i-a spus la vinea lui Helen, am să te duc acasă. Orologiul tribunalului sună de 12 ori. Zgomotul răsună printr-un oraș pustiu, mai pustiu decât fusese vreodată. Traversară străzile goale, maidanele goale, peluzele goale. 10, 11, 12, numără la vinia pe care Helen o ținea strâns de braț. Nu simți că se întâmplă un lucru ciudat? Ce vrei să spui? Vreau să spun că noi suntem pe stradă și mergem pe sub copaci în timp ce toată lumea s-a culcat. Este la adăpost în case. Pariez că suntem singurele care umblăm noaptea. Zgomotul râpei adânci, întunecate și calde, se auzea tot mai aproape. Peste câteva clipe erau în fața casei lui Helen. S-au privit lung. Vântul răspândea în jurul lor parfumul ierbii cosite și al liliacului umed. Luna stătea sus, pe un cer unde se adunau norii. Cred că e inutil să te rog să rămâi la mine la vinia. Am să-mi continui drumul. Uneori... Uneori ce? Uneori mă gândesc că oamenii vor să moară. Te-ai purtat foarte ciudat toată seara. Nu mi-e frică, asta este, spuse Lavinia. În plus, probabil că sunt și curioasă. Apoi raționez. Logic vorbind, nu e posibil ca ucigașul să se găsească prin împrejurimi. Cu toată poliția, poliția noastră? Micuța noastră poliție formată din moșnegi? Polițiștii sunt acasă în patul lor, cu capul ascuns sub pătură. Atunci să spunem că mă distrez modest, dar sigur. Dacă ar fi cel mai mic risc, poți să fii convinsă că aș rămâne la tine. Poate că în subconștientul tău nu ți să mai trăiești. Tu și cu Francine mă faceți să râd. Mă simt vinovată. Am să beau o cafea până ce o să ajungi în josul râpei și o să traversez podul pentru neric. Bea o ceașcă în sănătatea mea. Noapte bună. Lavinia Nebs înainta prin tăcerea nopții de vară. Vedea casele cu ferestrele întunecate și, de departe, auzea lătratul unui câine. Peste cinci minute, se gândea ea, am să fiu acasă în siguranță. Peste cinci minute am să-i telefonez micuței și stupidei Francin. Deodată a auzit vocea unui bărbat care cânta ceva mai departe sub copaci. A grăbit pasul. Un bărbat venea spre ea vag luminat de razele lunii. Venea încet și dezinvolt. Dacă e nevoie, se gândea la vinia, pot oricând să fug și să bat la una dintre ușile acestea. Bărbatul cânta și avea un băț gros în mână. Ei, asta da surpriză, exclamă el. Domnișoara Nebs, ce faceți pe stradă la ora asta? Inspectorul Kennedy, căci el era, sigur că da, inspectorul Kennedy care își făcea rondul. Ar fi bine să vă conduc acasă. Nu-i nevoie, mă descurc și singură. Dar locuiți de cealaltă parte a râpei. Da, gândea ea, dar pentru nimic în lume n-aș traversa râpa cu un bărbat. De unde să știu eu care dintre ei este strangulatorul? Nu, mulțumesc, spuse. Eu stau aici, a spus el. Dacă aveți nevoie de ajutor, țipați cât puteți. Am să alerg cât pot de repede. Își continuă drumul, lăsându-l pe Kennedy singur sub un felinar fluierând. Am ajuns, gândia. Râpa. Era pe prima dintre cele 113 trepte care coborau pe panta acoperită cu tufe de mure. Jos era podul șubred, lung de vreo 100 de metri care ducea spre niște dâmburi întunecate puțin înainte de Park Street. Un singur felinar ca să lumineze drumul. Peste trei minute, gândea ea, am să bag cheia în broasca ușii. Nu se poate întâmpla nimic în 180 de secunde. Una, două, trei, patru, murmură ea. Avea impresia că alergă și totuși nu alerga. 15, 16, 17, 18, numără ea cu voce tare. Am făcut o cincime din drum, își spuse. Râpa era adâncă, adâncă și neagră. Neagră. Lumea dispăruse. Lumea în care oamenii dormeau în siguranță. Ușile încuiate, orașul, dragstorul, cinematograful, luminile, totul dispăruse. Nu mai exista decât râpa. Numai râpa neagră și imensă trăia, o strângea. Nu s-a întâmplat nimic, nu-i așa? Nu este nimeni, nu-i așa? 24-25 de trepte. Ți-aduce aminte de vechea poveste cu fantome pe care ne-o povesteam pe când eram copii? Asculta zgomotul pașilor ei pe trepte. Povestea cu omul negru care intra în casă și venea în camera de culcare. Acum e pe prima treaptă a scării care duce la cameră. Acum e pe a doua. Pe a patra. Pe a cincea. Cum mai râdeam și cum mai țipam auzind povestea asta. Și iată-l pe omul cel groaznic pe cea de-a -a treaptă, deschizând ușa camerei și apropiindu-se de pat. Gata, am pus mâna pe tine. Urlă. Niciodată de când se știa, nu se mai auzise un asemenea țipăt. Niciodată nu urlase atât de tare. Se opri, înghețată de groază, agățându-se de rampa de lemn. Inima îi bătea să-i se spargă. Zgomotul bătăilor sale înspăimântate umplea lumea întreagă. Acolo strigă ea însăși în josul scării, un bărbat în lumină. Nu, acum a plecat. Dar aștepta acolo. Trase cu urechea. bliniște Podul era gol. Nu este nimic, gândia, apăsându-și mâna pe inimă. Nu este nimic, stupid. Ce poveste am putut să-mi amintesc? Caragios. Ce să fac acum? Bătăile inimii îi se liniștiră. Oare să-l chem pe inspector? O fi auzit țipătul meu? Ori n-am strigat cu voce tare? Ascultă. Nimic. Absolut nimic. Am să mă întorc la Helen să dorm la ea, dar în timp ce își spunea asta, continua să coboare. Nu, gândi ea. Sunt mai aproape de casa mea acum. 38-39 de trepte. Atenție, nu cădea. Sunt nebună. 40 de trepte. 41 una. Acum sunt aproape de jumătatea drumului și din nou simțică îngheață de frică. Așteaptă, și-a spus oprindu-se. Apoi a înaintat cu un pas, un ecou, a mai făcut un pas, alt ecou, la o fracțiune de secundă mai târziu. Cineva mă urmărește, murmurăia râpei, greierilor negri, broaștelor de un verde închis și aburilor întunecați. Cineva coboară scara după mine. Nu îndrăznesc să mă întorc. Încă un pas. Încă un ecou. De câte ori înaintez, înaintează și el. Un pas și un ecou. Se adresă râpei cu voce tremurată. Dumneata ești, inspectore Kennedy. Brusc, greierii tăcură. Greierii ascultau. Noaptea asculta și ea. O clipă, toate peluzele parfumate de noaptea de vară, toți copacii mângâiați de vântul nocturn, tăcură. Frunzele, tufișurile, stelele, ierburile au rămas nemișcate ca să asculte inima la viniei nebs. Și poate că, la mii de kilometri de departare, într-o gară singuratică părăsită de trenuri, un călător noptatic și solitar, care își citea ziarul la lumina unui bec, ridicase capul ca să asculte. Ce să fie? S-a întrebat el. O veveriță, desigur, care sare de pe o creangă pe alta. Dar, de fapt, era la Vinia Nebs, inima la Viniei Nebs. Mai repede, și mai repede. Cobora scara și fugea. A auzit muzică, o muzică nebună care o cuprindea și o inunda. Deodată, în timp ce fugea, își dăduse seama că reconstituise în mintea ei, dramatizând-o, partitura muzicală a unui film văzut mai de demult. Muzica se învolbura, o strângea, o ducea spre fundul râpei. Mai fă câțiva pași, se rugă ea. O 110, 11, 12 și 13 trepte. Fundul râpei. Acum fugi, traversează podul. Vorbea cu picioarele ei, cu brațele ei, cu corpul ei și cu spaima ei. În acea clipă teribilă, implora tot ce făcea parte din ea însăși traversă în fugă podul cu scândurile șubrede care treceau peste ape stătute. În urma ei, pașii necunoscuți și muzica o urmăreau. Mă urmărește. Nu te întoarce, nu te uita. Dacă îl vezi, n-ai să mai poți înainta, ai să fii îngrozită, ai să fii înghețată de groază. Fugi! Fugi peste pod. Doamne, fă să trec peste dâmb, poteca, drumul. Doamne câte de întuneric și totul e atât de departe, dacă aș striga acum, n-ar servi la nimic. Oricum, nu sunt în stare să strig. Uite capătul poteci, uite strada. Din fericire, sunt fără tocuri. Pot să fug. Doamne fă să ajung întreagă. Dacă ajung acasă întreagă, n-am să mai plec niciodată singură. Am fost nebună. Da, recunosc că am fost nebună. Nu știam ce este spaima. Refuzam să mă gândesc la ea, dar dacă ajung acasă. N-am să mai ies niciodată fără Helen sau Francin. Uite strada. Traversă strada și urcă pe trotuar. Doamne, peronul, casa mea! Zări paharul gol de limonadă pe care îl lăsase pe balustradă acum câteva ore, când totul era liniștit și calm și minunat. Ar fi dorit din toată inima să se întoarcă în timp, să fie din nou așezată pe verandă cu paharul în mână la începutul serii fă să pot intra să încui ușa și să fiu în sfârșit în siguranță. Își auzi pași nesiguri pe peron, își simți mâinile bâșbâind după broască. Își auzi bătăile inimii. Auzi strigătele vocii sale lăuntrice. Cheia intră în broască. Deschide ușa repede, repede. Ușa se deschise. Acum intră, trântește ușa. Acum încuie de două ori. Strigă ea cu o voce tremurătoare. Ușa a fost închisă și încuiată de două ori și de trei ori. Muzica s-a oprit și a ascultat inima. Bătăile nu se mai auzeau. În sfârșit era acasă. Era acasă întreagă și nevătămată. Se lipi cu spatele de ușă. Întreagă și nevătămată. Ascultă. Nici cel mai mic zgomot. Întreagă și nevătămată. Mulțumesc cu ție, Doamne. Întreagă și nevătămată. La ea acasă. N-am să mai ies niciodată noaptea. Întreagă și nevătămată la ea acasă. Ce fericire să fie acasă, baricadată înăuntru cu ușa încuiată. Ia stai, gândi ea, să mă uit pe geam. S-a uitat pe geam mai mult de o jumătate de minut. Asta-i bună, nu-i nimeni. Absolut nimeni. Nu mă urmărea nimeni. Nimeni nu alerga după mine. Își ținură suflarea și râse de ea. E la mintea cocoșului. Dacă un bărbat m-ar fi urmărit, m-ar fi prins. Nu sunt stare să fug prea repede. Nu era nimeni nici pe peron, nici în curte. Ce proastă am fost. Nu fugeam de nimeni decât de mine însămi. Râpa era fără niciun pericol. În orice caz, tare bine te mai simți acasă. Nimic nu se compară cu casa ta. Este singurul loc unde te simți în voie. Întinse mâna către întrerupător și se opri. Ce e? întrebă ea. Ce? Ce se întâmplă? În spatele ei, în camera obscură, cineva își dregea glasul. Sfârșit.